1 decembrie. În prima zi a lunii decembrie îl pomenim pe Sfântul Proroc Naum. Prorocul Naum, al cărui nume se tâlcuiește odihnă ori mângâiere sau minte ori pricepere, era din seminția lui Simeon. A trăit cu 460 de ani înainte de Hristos. Mai târziu, după prorocul Iona, a prorocit și el de cetatea Ninivei și a făcut minune în ea. A prorocit că cetatea va pieri de ape dulci și de foc ieșit din pământ. Și așa s-a și întâmplat. Căci lacul din jurul cetății, umflat de cutremur, a acoperit-o cu ape, iar focul, venind din pustiu, a ars partea orașului necuprinsă de ape. A murit în pace și a fost îngropat în pământul lui. În această zi, vorbe din bătrâni spun că părinții care știu puțină carte își pun copiii la învățătură, ca să se facă deștepți. Dacă începutul acestei luni va fi geros, tot așa va fi 10 săptămâni, zic oamenii satului.